Bineața, dragilor, și bine v-am găsit la un nou video la mine pe canal. Este sâmbătă astăzi, este weekendul meu liber, deci e prima mea zi liberă după mult timp în care am muncit și n-am avut zi liberă. Și m-am gândit să profit la maximum de ea, să filmez, să fac exact ceea ce îmi place. Dar prima dată ca să pot filma și să fiu eu mulțumită de calitatea videoului, am zis să mă machiez. Și pentru că mă plictisesc, am zis hai să mai vorbesc una alta cu voi cât mă machiez. La noi a nins, nu vă mai arăt geamul, că mi-a zis cineva că am filmat de la geam și oamenii își pot da seama cu ușurință unde stau. Posibil să fie așa, dar nu știu, eu nu m-am temut niciodată de chestia asta. Așa că nu vă mai filmez de la geam. Cred că o perioadă după aia iar filmez. Hai să punem, o să pun acest primer, acest ser, care este de la Catrice, nu mai are eticheta pe el, dar are rolul și de primer și ajută în lupta cu acneea, cu coșurile. Și eu cum am un ten mixt spre gras și se fac coșuri cu ușurință, mă ajută acest ser. Săptămâna asta am vrut să filmez la muncă, am vrut să filmez cum dau voci, cum lucruri de astea cotidiene. Mie îmi plac foarte mult vlogurile de rutină. Vlogurile care ies din rutină nu-mi plac. Eu și la alte canale, știi? Când omul se duce undeva sau iese din rutina lui, nu mă mai uit. Și am vrut pur și simplu să filmez încă o zi, știi? Dar n-am reușit. Tot am început. Dimineața începeam videoul și când eram la muncă nu reușeam să mă țin de el. Așa că am zis, astăzi este sâmbătă, sunt liberă, este momentul perfect să filmez un vlog. Fondul de ten de la Evelyn. Nu știu de ce m-am îndrăgostit de acest fond de ten. Cred că pentru că este foarte deschis. Și o să vedeți că inițial, când îl aplic pe față, arată ca o mască, da? O mască albă. Dar după aia se blândește foarte bine cu tenul și nu mai arată atât de... Uite cum e acum. Dar el încă nu este aplicat. Îl aplic mult mai bine și o să vedeți că rezultatul final e mult mai ok. Eu aici am oglinda, o să mă uit puțin și în oglindă. Am avut, mă rog, niște neînțelegeri cu niște contracte, au fost niște chestii mai mult administrative la birou și n-am avut timp să filmez. Nu știu, observ că devin atât de... Îmi place atât de mult treaba asta cu negociatul de contracte, încât devin foarte ca o leoaică. Deci, Doamne, când pierd un contract, că se întâmplă, e așa cum îl câștigi, așa îl și pierzi. Adică e o chestie de cum știi să joci lucrurile. Dar devin foarte, nu știu cum să zic, luptătoare, așa. Deci chiar m-am surprins, băi, deci... Da, nu, parcă nu sunt eu, știi? Dar îmi place la nebunie, deci îmi place chestia asta cu negociatul contractelor, cu toată treaba asta de creare de conținut, creare de spoturi publicitare, creare, adică faci și jurnalism, dar faci și publicitate. Și le îmbin cumva și îmi place la nebunie, deci săptămâna asta am fost foarte... 110% focusată pe ceea ce am făcut la muncă și de asta n-am mai reușit să filmez pentru YouTube. Vlogul ăsta vă spun din start că o să fie lung, pentru că vreau să filmez tot ce fac astăzi și vreau să fie o chestie mai brută, pentru că nelivrând conținut atât de des pe cât mi-aș dori, atunci când reușesc să filmez, o să filmez mai mult și sper să nu vă deranjeze. Dacă nu, nu vă uitați, adică e simplu. Dar eu filmez mai mult și pentru mine, adică
Chiar postasem pe TikTok niște videouri din emisiuni și eu postasem doar introducerile din acele emisiuni. Păi și îmi scrie un coleg care lucrează la Prima TV și îmi spune: Monica, dar nu așa se promovează o emisiune, să-ți trântești acolo introducerea și să te aștepți ca oamenii să se uită la emisiune, știi? Trebuie să pui anumite secvențe din emisiune în care invitatul spune ceva interesant. Și am zis: Cristi, dar eu nu fac chestia asta pentru oameni. Eu am postat acele introduceri pe TikTok din emisiunile mele pentru a le avea acolo stivuite ca într-un dosar și când vreau eu să mă uit, hai să văd cum am mai introdus emisiunile sau cum ce introducere am mai făcut, că practic introducerea e cea mai importantă într-o emisiune, adică partea importantă care ține de jurnalist, că restul ține de invitat și modul în care răspunde el la întrebări. Bine, contează și modul în care le pui întrebările alea, dar nu știu, eu la emisiunile mele mă uit doar la introducere. Pe mine asta mă interesează. Bă, cum am făcut? Și le-am pus acolo să le am stivuite așa frumos. Și am spus colegului că nu, deci eu nu urmăresc să se uite oamenii, să... Nu-mi place treaba asta de să... Cum să zic? Munca asta de promovare a conținutului, a contentului pe care îl creez. Nu am răbdare să fac asta. Și eu tot ce fac, fac așa ca să fie stivuite pentru portofoliul meu. Nu știu, am așa o nebunie când mă uit la... Nu mai am pudră, deci îmi vine să plâng, că pudra asta îmi plăcea foarte mult, de la Ingrid. Și s-a terminat, dar astăzi trec prin DM. Cred că chiar după ce mănânc o să merg până la mall. Trebuie să-mi cumpăr șampon. Vreau să-mi cumpăr niște vopsea de păr semi-permanentă. Eu nu o să mai folosesc niciodată vopsea permanentă de păr, pentru că la ce dureri de cap am avut, la ce probleme am avut, nu-mi mai permit să mă vopsesc, dar semi-permanent m-aș vopsi. Chiar aș face așa o mică schimbare. El iese, culoarea respectivă iese la primele spălări și nu fac griji. Și vreau să trec până în DM și cu ocazia asta o să-mi cumpăr și o pudră. Aceasta este, dar s-a terminat. Da, o să păstrez capacul ca să găsesc una similară. Și am alta. Asta nu mai știu de unde e. Tot de la Ingrid. Asta. Și o să mă adaug cu ea. Asta este. Vreau să fac... M-am gândit la un fel de conținut gen să mă machiez și în timp ce mă machiez să fac un story time pentru TikTok. Dar parcă prea deja mă întind cu tipurile de conținut. Adică încep multe și nu o să finalizez nimic. Și mai bine, mă simt mai confortabil să filmez aici, pentru YouTube. Genul acesta de videouri în care mă machiez, vorbesc cu voi. Nu vă mai spun ce facem astăzi, o să luăm ziua așa cum vine ea, cu toate lucrurile la rând și ce-mi iese bine, ce nu, pentru că așa ajung să spun foarte multe chestii că fac, după aia nu le mai fac și îmi scriu oamenii că sunt frustrați din cauza asta. Și într-adevăr, îi cred pe cuvânt că și pe mine m-ar frustra dacă aș urmări pe cineva și îmi spune că face ceva și nu mai face și da mereu să se întâmple asta, știi? Și face altceva și tot așa. Nu mi-ar plăcea nici mie. M-aș simți mințită. Da. Mă uitam că ultimul video pe care l-am postat, cel în care vă vorbesc despre partea mai puțin cunoscută despre mine și despre, nu știu cum să-i spun, partea mea întunecată, faptul că nu dorm nopțile și a rupt pentru audiența mea, a rupt acel video și acel video a fost filmat doar din pat. Și le spuneam colegilor la muncă: Bă, ați văzut ce a rupt videoul meu ăla ultimul, cu filmat doar din pat. Și zice colegul:
Doar din pat, adică ce, ai filmat tu ceva din pat, știi? Și eu zic, bă, nu, fii atent, uite-te la el. Și chiar ne-am mirat cu toții cât de tare a prins acel video. Da, oamenii vor să vadă treaba asta și asta îmi dau seama. Bine, pe lângă faptul că oamenii își doresc să te vadă la pământ, în general, atunci când le povestești o chestie nasoală despre tine sau o problemă, ei sunt acolo bucurându-se că treci prin treaba aia și că ei sunt mai bine ca tine. Așa sunt oamenii, dar ce am observat e că vor să vadă o viață reală, știi? Adică nu vor să vadă vacanțe, că te duci în Maldive, nu vor să vadă treaba asta, pentru că viața oamenilor în general, a majorității, este normală. Este exact așa cum vă prezint și eu pe a mea. Și atunci ei se regăsesc mult mai bine într-o viață de asta așa, mai chill, mai... Da. Eu vă spun sincer, îl urmăream pe Mariciu, dar nu-l mai urmăresc, că nu mă mai regăsesc în conținutul lui. Adică, pur și simplu, nu... într-adevăr, îl apreciez foarte mult pe Mariciu. Mi se pare că a reușit așa să ajungă unde a ajuns prin forțe proprii, dar nu mă mai regăsesc cu conținutul lui, știi? Și nu mai pot să-l urmăresc. Da. Doamne, mi-e o foame, deci nu știu dacă mă credeți, dar stați așa să mă uit un pic în cameră. Eu nu am mai mâncat de ieri dimineață. Vorbesc foarte serios. Deci eu de ieri dimineață nu am mai mâncat deloc și astăzi este a doua zi dimineață. Deci practic am 24 de ore. Cred că am făcut un fasting de ăsta, un intermittent fasting foarte dur. Nu pot să vă dau explicația de ce n-am mâncat. Pur și simplu, așa a fost situația. Dar merg să mănânc, merg să-mi fac omlețică, că eu atunci când sunt liberă, și de obicei o să îmi spuneți că mereu filmez aceeași omletă și fac același lucru, dar eu, în general, nu prea am timp să-mi fac omletă, să-mi pun roșioară, știu eu mai ce, cașcaval, chestii. Și atunci când sunt liberă, mă răsfăț și eu cu o omletă făcută ca la carte și atunci filmez, pentru că sunt liberă. De asta vedeți frecvent că fac omletă, da? Așa se nimerește, așa se potrivește. Da. Nu știu ce... Am vorbit, v-am povestit de toate. Și... Bine, bine. Auzi, dar nu lăsa chestii pe ragaz. Ai lăsat pe Dar ragaz? suport, dar tu te-ai până jos. Duc cu noi și mă uit dacă este și pe Bine. unde. Vin înapoi. 5 Bine, minute. că după aia plec și eu. Am lăsat fără capac. Bine. Da. Mama se grăbește pentru că merge la muncă diseară. Și eu sunt așa mai relaxată. La 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 la. Am luat-o și eu mai chill cu emisiunile astea, că eram foarte în priză. Dar am zis, stai puțin, dar pentru ce mă stresez? Dar au intrat zilele în sac și nu știu eu. Adică ce sens are să fiu atât de obosită doar ca să fac niște emisiuni? Așa. S-ar putea să intru și pe matinal. Nu știu încă sigur, sunt în discuții. Dar vrem să schimbăm puțin strategia și să creăm mai mult conținut. Nu că n-am fi creat până acum suficient conținut, dar mă rog. Și atunci s-ar putea să intru pe matinal cu colegul să facem revista presei. Mie mi-ar plăcea. Mi-ar plăcea, dar... Nu
Nu știu cât de spontană pot să fiu, adică eu sunt spontană, că doar în emisiunile mele tot spontană sunt și vorbesc ce-mi vine la gură, dar la revista presă e altceva, că trebuie să comentez de alții și trebuie să fii și acidă și nu știu. Nu știu cum va fi, dar cert este că eu sunt pregătită pentru orice provocare. Nu găsesc rimelul, cred că rămâne machiajul fără a mă da cu rimel. Uite că l-am găsit. Da. Ăsta este machiajul meu de zi cu zi. Nu v-am spus paleta... De fapt, nu v-am mai spus nimic. De la fond de ten nu v-am mai spus ce produse am folosit. Am folosit contouring-ul de la Essence. Am folosit blush-ul de la DM. Acesta. Paleta de la Revolution. Asta este preferata mea. Culorile sunt preferatele mele și sunt cele mai folosite de mine, aceste marouri. Eu, în general, să știți că mă machiez cam cu aceleași nuanțe, negru și alb. Și le blenduiesc și iese o chestie de asta, care mie îmi place foarte mult. Bine, aici n-am blenduit destul, dar îmi place mult. Așa, ce-am mai folosit? Atât, rimelul de la Catrice. Un rimel de la Catrice. Stați să mă dau și la ochiul ăsta alt. Și rujul o să fie de la Maybelline. Super Stay Matte. Asta e de la Maybelline. Mi se par geniale rujurile. Mereu l-am în geantă. Și trebuie să-l iau din geantă acum. Asta este. Și nuanța asta îmi place maxim, maxim. Și acum pe asta am să o folosesc, că mi se pare că se potrivește foarte bine cu bluza pe care o am. Este 80. Ia să vedem. Bine, la ruș trebuie să mă pun spre oglindă, că nu pot să mă... Așa, aici am oglinda. Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine, I'll cover you up and calm the skies. As long as you gata. Las puțin să se usuce ca să pot după aia să mănânc. Cam ăsta este machiajul cu care vom filma astăzi. Așa. Fața mea de zi cu zi. Să știți că sprâncenele, dacă vă întrebați de ce sunt atât de anșchilopate, de ce sunt atât de... parcă și au zborul. Nu am ce să le fac. Dacă n-am fost la vreo 3 saloane, în speranța în care mă vor ajuta să le dea o formă mai normală, ele sunt așa. Nu sunt rele, dar nu sunt simetrice. Și ce mi-a explicat doamna de acolo e că ele nu cresc simetrice la mine. Bine, nu că ar crește la cineva, nimeni n-are un corp absolut simetric, doar să fii extrem de norocos, știi, să ai fața simetrică, totul. De obicei, partea stângă diferă de partea dreaptă. La sprâncene, la sâni, la, nu știu, la unghii, știi? Și mi-a zis că mie așa îmi cresc sprâncenele, așa vor ele să crească. Și mi-a zis să le las așa, că nu surâte. Mie nu-mi plac.
Dar ce pot să fac? Ce pot să fac? Da, mă duc să mănânc ceva neapărat, pentru că mi-e o foame de lup. Și vă iau cu mine la bucătărie și mai vorbim acolo, una alta. Am venit la bucătărie și mama între timp a făcut o tocăniță de fasole și am zis, e deja prânzul, ce omletă să mai fac? Hai să mănânc ce este, ca să mă grăbesc să ajung unde am treabă prin oraș, la cumpărături și în magazine. Și așa că o să vă arăt așa rapid ce mănânc și o să mănânc. Stați așa că nu știu cum să filmez. Așa o să filmez. Deci mi-am pus aici tocăniță de fasole. Este deja ora 10, deci pot să mănânc. Un șnițel de pui și aici am salată de sfeclă. Și o să mănânc chestia asta. Să avem poftă, zic. Ia să vă pun o leacă aici. Așa. Filmez cu camera asta care are ecranul care se întoarce și îmi place mult. O să-mi porționez șnițelul. Da, cred că prima dată mănânc și apoi o să mă duc la mall până în DM să-mi cumpăr produsele, șampon, chestii, măști de față, tot ce am eu de cumpărat. Și după aia o să vin acasă cu ele, ca să nu mă plimb prin oraș așa, și merg la Lidl, la cumpărături. Sau cred că am să intru în Auchan, ca să nu mai bat un drum până la Lidl, deși la Lidl sunt anumite produse mai speciale, pentru care eu merg spre la Lidl, nu le găsești în altă parte și îmi plac foarte mult. Nu știu, am să văd cum am să fac, cert este că trebuie să merg la cumpărături. Și după aia am să vin și am să mă ocup de casă. Bun, hai să vedem, să gustăm. Deci tocănița asta de fasole e genială. Mamă, ce bună e! Ar merge ceapă, dar nu vreau să-mi miroase gura. Și salata asta de sfeclă, deci eu m-am îndrăgostit de salata asta și merge cu foarte multă mâncare, cu cartofi, cu tocănițe, cu... Și e foarte sănătoasă specla pentru inimă. Da. Continui să mănânc și ne auzim. M-am întins puțin după masă, să stau așa un pic, să-mi trag sufletul. Mă simt așa ciudat că nemâncând de ieri dimineață, stomacul s-a golit mult prea tare și acum când am pus mâncarea mă doare. Dar o să-mi treacă. Mi-am făcut aici un cappuccino și... Numai bine mă odihnesc puțin până îmi beau cappuccino. După aia ies afară. Nu știu cum să mă îmbrac. Ce bun e. Mă uit la un vlog până îmi beau cafeaua. Și... Mi-e un pic groază să ies din casă, pentru că e foarte frig. Dar asta este, o să mă îmbrac bine și o să ies din casă. Ia uitați-vă ce ninge afară! Deci e... vai de mine! Eu mi-am luat căciulă, pentru că ninge și o să mă odă la păr și o să îmi fie frig. Nici nu știu dacă să mă arăt cu căciula asta. Așa arăt eu. Vai, dar ce ninge! Doamne, și uite că mi se aburește camera.
Vreau să vă povestesc o chestie. Fusesem ieri la un eveniment cu caravana cancerului de col uterin. Adică se făceau testări pentru cancerul de col uterin. Și aceste evenimente sunt organizate voluntar. Adică nu se iau niciun fel de bani. Și ca să le organizezi, ți trebuie publicitate la ele. Adică să vină presa, să le promoveze, ca să-și găsească sponsori, pentru că ne fiind finanțate, costă, sunt costuri, trebuie să aduci medici care să-ți vorbească despre această afecțiune. Și eu eram acolo la caravană și vreau să vorbesc, să iau interviu unei doamne care stătea acolo la coadă și vrea să se testeze pentru HPV și Babeș Papa Nicolau. La care doamna, am întrebat-o dacă dorește să-mi acorde un interviu. Și doamna foarte nervoasă mi-a zis, e o chestiune intimă, cum vă permiteți să mediatizați așa ceva? Și chiar vreau să zic treaba asta pe vlog, că, stimată doamnă, dumneavoastră beneficiați de un serviciu gratuit, care costă de fapt, sunt niște costuri și îl beneficiați de el gratuit doar pentru că a fost mediatizat și că prin mediatizare s-au obținut sponsorizări. Deci, este foarte important ca și tu, ca cetățean, cetățenii au impresia că beneficiază de niște servicii și s-au spălat pe mâini. Nu, tu trebuie să dai înapoi, măcar către presă, niște informații ca să poți beneficia în continuare de gratuitatea acelui serviciu. Și mi se pare așa, suntem foarte închiși la minte în domeniul ăsta. M-am oprit un pic pentru că aici sub copac nu ninge și am zis să vă zic treaba asta. Dar mă duc, stația este peste drum. Mă duc să iau autobuzul și mă duc la mall. M-am gândit că nu mai merg la Lidl. La mall o să găsesc tot ce am nevoie. Găsesc coșanul. Știți ce nu găsesc? Wafe. Wafele din Lidl. Dar o să găsesc eu ceva înlocuitor. Cred că sunt wafe și coșan. O să mă uit. Chiar sunt foarte curioasă. Vă iau cu mine. Worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come. Dragilor, haideți că am venit în Oșan. Nu reușesc să filmez în magazinele din Suceava pentru că oamenii sunt foarte reticenți și nu ai cum să filmezi, deci. Dar am pus camera în coș și sper să reușesc să mă duc eu cu vacanță. Eu am cam făcut cumpărăturile, dar mai vreau să văd unele lucruri. Nu aveam foarte multe cumpărături, vi le arăt acasă. Nu știu unde e partea aia cu machiaje. Mi-ar trebui o pudră și un fond de ten. Dar nu găsesc. Vreau să trec puțin pe la partea crăciunistică și să vă arăt și vouă câteva chestii de Crăciun. Aici suntem la Crăciun. Haideți să filmez așa, să iau dintr-un capăt. Câte sunt pernele astea oare? Deci mie îmi plac maxim. Ia uitați-vă ce faine e-s. Stai să văd și câte sunt. Zice că are 45 pe 45 de centimetri și prețul 39 de lei. Mi se par cam scumpe.
întâmplă. Să știți că uite și perna asta. Băi, asta e mișto. Ia uitați-vă. Asta este tot. Asta e 36. Da, uite chestiile astea. Băi, ce-mi plac. Ia uitați-vă. Foarte mișto astea. Și pahar, adică mai mult vază. Suport de lumânare. Uite, o altă chestie care mi se pare interesantă sunt aceste... Dar o să mă întorc după decorațiuni de Crăciun, nu le cumpăr acum. Sunt aceste cutii de cadouri. Foarte mișto. Haideți să vă întorc o leacă. Dar de fapt vă mai arăt eu așa una alta. Ia uitați-vă. Ce mai mulți soi drăguți. Uite, astea îmi plac. Și tot am zis că o să-mi iau, dar n-am apucat. Este o gumă în... Deci sunt foarte faine astea. Ce fain. Deci e compartiment pentru bijuterii. Cât de șmecher. Foarte tare. Vezi că am pornit camera. Am pornit deja. Dragii mei, dacă tot am ieșit prin oraș și tot am mers la cumpărături, am zis să trec și pe la o prietenă, să vin să beau o cafea și de mult i-am spus că vreau să-i filmez apartamentul. Bine, este un apartament pe unde stă în chirie, dar este foarte frumos și vreau să vă fac un tur, bineînțeles cu acordul prietenei mele, vreau să vă fac un tur al apartamentului, să vedeți și voi un apartament, o chirie, din Suceava. Cât plătește aici? 600. Aproape 600 de euro. Haideți să facem turul apartamentului. Nu știu dacă mai e nevoie să mai zic eu ceva, aceasta este sufrageria sau living-ul, după cum vedeți este destul de spațios, îmi place foarte mult și cum e mobilat și am spus prietenei mele că îmi place foarte mult, canapeaua este spațioasă, este un open space cu bucătăria și dining-ul, să zicem așa, spațiul unde mănânci, masa. La fel, bucătăria îmi place foarte mult, mobila asta albă, dar eu aici vă zic cât de mult îmi place apartamentul, nu vă prezint apartamentul, vă zic practic cât de mult îmi place, deci e mișto rău de tot. Trei camere, asta este baia, destul de spațioasă și ea, după cum vedeți este modernă, are și mașină de spălat înăuntru. Mie nu mi-a încăput, de exemplu, mașina de spălat, o mașină de spălat automată. Am luat una semi-automată. Aici este dormitorul mare, după cum vedeți, drăguț, un dulap, la fel, spațios. Și aici este cealaltă cameră, celălalt dormitor. Și el destul de mare, dacă mă întrebați pe mine, deci chiar e mișto. Dulap, ce-ți trebuie mai mult? Comodă, noptiere și pat. Dragilor, am ajuns acasă din oraș, m-am oprit în 11.000 de locuri, tot am avut treabă și ninge, în continuare ninge, dar am avut căciulă, noroc că am avut căciulă și nu m-a udat ninsoarea. E așa frig, na, e iarnă deja. Am aici două sacoșe, n-am reușit să filmez prin magazine, eu îmi imaginam altfel, îmi imaginam că o să merg și o să filmez și o să vă arăt, nu ai cum, la noi cel puțin, cred că Suceava încă nu este pregătită pentru genul acesta de activitate, de conținut.
Așa că am filmat și eu cât am putut și de restul vă arăt acum ce am cumpărat. Am două sacoșe mari. Am intrat prin toate magazinele. Mă rog, prin cele pe care le frecventez cel mai des și o să începem cu Pepco. Din Pepco am luat un capot de baie, că ăsta e cel mai voluminos și vreau să scap de el. Pe o nuanță de... nu e negru, nu știu cum se vede pe cameră, e un bleu-marin închis, aș fi vrut negru, dar negru era un alt model și era o mărime mai mare și nu era atât de bun. Pe ăsta am dat 55 de lei, este așa lung, destul de lung. Pentru că eu am unul alb, doar că ce s-a întâmplat? Chiar dacă îl spăl, el s-a murdărit la gât. Și oricât l-aș spăla, tot rămâne acel... rămâne murdar și nu mai pot să-l folosesc. Nu știu. Doar să-l folosesc când nu mă vede nimeni. Dar așa nu. Bun. Tot, nu, din Pepco, nu, ăștia-s din Auchan. Din Auchan mi-am luat așa niște papuci de casă. I-am probat. Sunt numărul, zice că sunt numărul 38-39. Exact mărimea mea. Eu exact așa sunt, între numere, 38-39. I-am probat acolo și îmi place că au la degete, știi? Sunt pufoși, dar au și la degete pentru că eu sunt foarte fierbinte, în general, la degete, la picioare. Și chiar sunt faini, zdrăguți, cu halatul de baie o să meargă perfect. Stați să vă zic și prețul, că nu mai știu, n-am mai păstrat bonuri, le-am zis la care am, o să vă zic prețul, 32 de lei. Sunt ok. Așa. Stați să vedem ce am mai luat. Nu știu ce... Ai, de mine, mă deranjează la sutienul. Sârmă de aia a ieșit. Sârma, trebuie să văd ce fac, că mă înțeapă. Am fost la evenimentul ăsta, că vă ziceam afară despre evenimentul cu cancerul de col uterin și faptul că oamenii nu vorbesc despre asta și de asta suntem rândul pe locurile fruntașe în Europa la cancer de col uterin, pentru că nu se vorbește destul, oamenii nu sunt informați, femeile nu se duc la control preventiv. Și ce îmi spunea acolo, vorbeam cu un specialist, i-am luat interviu și după ce i-am luat interviu mi-a spus despre faptul că purtarea sutienului s-a dovedit științific faptul că femeile care poartă sutien toată viața, mai mult, adică care merg la job, au un job, poartă 12 ore pe zi sutien, sunt mai predispuse să facă cancer la sân. Pentru că se exercită presiune exact în zona mameloanelor. Mai ales aici, aici se face cancerul la sân și aici. Și trebuie avut grijă ce fel de sutien purtăm, mai ales cum am eu ăsta acum și mi-a ieșit sârma, nu este bun deloc, nu este indicat. Bun, asta a fost așa o acoladă, o paranteză acoladă. Continuăm cu haul-ul nostru de cumpărături. Mi-am luat așa o bluză. Doamne, deci dacă ați ști ce pufoasă e, stați așa că nu focalizează, ce are. Așa arată. E destul de lunguță pentru purtat în casă am luat-o. Merge cu acești papuci, da? Și vreau să o port în casă, mai ales când filmez. Că nu pot să apar cu bluzele pe care le am, care sunt deja, unele dintre ele zgâurite, trebuie să le arunc. Și am zis să-mi iau una. Pe asta am dat 32 de lei. Este din Pepco. Are mânicele 3 sferturi. Sunt ok, pentru că eu așa le port. În casă stau suflecată la mâneci. Și mi-a plăcut bluza. Așa, ce am mai luat? Ce am mai luat? Asta este căciula mea. Asta m-a salvat pe mine astăzi. Nu știu, cred că am luat-o din Zara sau ceva, nu. Sau din Sinsay. Ceva pe acolo. Și... dar o aveam de dinainte, n-am cumpărat-o acum. Așa, tot din Pepco am cumpărat acest... nu-i cearșaf, cum să-i spun? Această husă de pat. Este exact husă de pat. Eu am mai luat din Pepco pe bleu marin și acum o folosesc. Și am zis că trebuie să am una de schimb când spăl husa aia, să pun asta. Am încercat să mă limitez
La cumpărături, la strictul necesar, pentru că vreau să pun cât mai mulți bani deoparte. Dar credeți-mă că de această husă pentru pat chiar aveam nevoie. Și pe asta am dat 16 lei din Pepco. Sunt în Pepco, mărimea este 90 x 200 x 25. Este perfect pentru patul meu. Cred că cam astea sunt cumpărăturile din Pepco. Acum trecem la cumpărăturile din DM. În DM am mers special pentru șampon. Și am luat șampon, nu știu să vă zic, dar știu așa în mare că este undeva la 14 lei, budelcuța asta mare, care mi ajunge o lună de zile. Deci mie mi se pare un preț super bun. Keratin, pe asta îl folosesc de ani buni. Este un șampon extraordinar de bun, îți păstrează părul atât de mătăsos și atât de... aproape că nici nu mai trebuie să folosești balsam. Eu balsam nici măcar nu folosesc la fiecare spălare, ci din când în când, pentru că șamponul este foarte bun, după părerea mea. Chiar vorbeam când am fost să-mi fac părul la salon și mi-au spus fetele de acolo că, într-adevăr, șamponul ăsta este foarte bun și dacă funcționează pentru părul meu, e perfect, pot să-l folosesc în continuare. Și tot de la Kalos, deci la Kalos au produse bune. Eu de la Kalos folosesc și balsamul, care este undeva la 11 lei, tot așa o budelcuță, dar balsam mai aveam, că vă spun, nu folosesc la fiecare spălare. În schimb, șamponul mi s-a terminat și am mai cumpărat, uite că n-am văzut că e pătat. Tot de la Kalos este acest spray pentru protecție la temperaturi ridicate. Eu, cum îmi fac părul foarte des cu placa, dacă îl fac ondulat, folosesc acest spray. Mai aveam pe undeva un spray de ăsta, dar nu știu, l-am rătăcit, am zis hai să-mi cumpăr altul, nu-l mai găsesc, nu mai știu unde l-am pus. Și mi-am mai luat tot din DM o pastă de dinți Parodontax. Bine, nu sunt produse specifice, adică cred că le-aș fi găsit și în Kaufland, dar să știți că pasta asta de dinți nu prea o găsesc. Cea cu cutie lată, știi? Mai sunt și Parodontax cutie îngustă, dar alea nu-mi plac, sunt mult prea tari, mult prea dure pentru dinții mei și nu-mi plac. Așa, tot din DM am găsit această rolă și mi s-a părut că e mai calitativă, are un suport mai calitativ pentru scame. Pe pasta de dinți am dat 22 de lei, era la reducere, că în general e 29 de lei. Și pe chestia asta pentru scame am dat, cred, 6 lei, ceva de genul. Ca să vă zic și niște prețuri cât de cât. Pe spray-ul ăsta am dat, cred că, 11 lei în DM. Așa, vă zic în mare. Dacă e 11 lei 99, mă scuzați. Și am mai luat o chestie. Să vă zic, să nu vă zic planul meu, dacă o să vadă mama, cred că o să mă taie. Pentru că am luat vopsea de păr semi-permanentă. Știți că eu nu o să mă mai vopsesc vreodată cu vopsea permanentă, însă asta este semi-permanentă, deci pot să o folosesc. Ea iese la spălat și am fost foarte curioasă să încerc. Știți că eu, dacă ar fi după mine, să nu am probleme la cap, să nu am dureri de cap, să am voie să mă vopsesc, eu m-aș face blondă, dar un blond de la gri. Și am zis, hai să încerc astea, care sunt semi-permanente și o să încerc. O să le încerc când nu o să am așa dureri mari de cap. Bun, pe una de asta am dat 14 lei. Deci, aproape 30 de lei amândouă. Sunt 4, am luat 4, că am zis că părul meu e lung și să-mi ajungă. Dar nu știu dacă o să iasă ceva sau nu. Cert este că am zis 30 de lei dacă îi arunc pe fereastră, asta este. În schimb, mi-am luat țeapă pentru că am luat din DM în ideea că nu voi găsi în Auchan culoarea blond. De obicei găsești aceste vopsele semi-permanente, dar pe portocaliu, roșcat, brunet, nu găsești blond. Pentru că blondul e foarte pretențios și de obicei nu iese nuanța de la vopseaua semi-permanentă, dar am găsit în DM și am gândit că nu o să găsesc în Auchan. Și am luat din DM, care era, unde era 14 lei, după aia am fost în Auchan și am văzut exact aceeași vopsea, 11 lei.
Eu știu că în DM produsele sunt mereu mai scumpe decât într-un supermarket și sunt aceleași produse. Asta este, mi-am luat țeapă. Ce să mai... Bun, și am... A, din Pepco am uitat să vă arăt. Am luat așa două caserole. Pe astea am dat... Pe ambele caserole am dat 9,50 lei. Sunt așa... Eu cred că am luat la caserole de astea, dar numai la Pepco găsesc așa mărimea. Perfectă pentru mâncarea la muncă. Pentru asta le-am luat. Mai am, dar vreau să am de schimb, să nu stau mereu în câteva caserole și dacă nu sunt spălate în momentul respectiv, să nu am în ce să-mi pun mâncarea la muncă. Așa, și acum trecem la niște cumpărături mai alimentare, să zic. Am luat două pungi de pufuleți din Auchan. La cumpărături alimentare, să știți că eu nu prea mă uit la prețuri, pentru că oricum cumpăr ce am nevoie. Deci, nu prea are sens. Astea, la alte, nu sunt chiar necesare 100%. Bine, șamponul e necesar, dar la alimente nu prea mă uit la prețuri, deci nu știu. Două pungi de pufuleți Gusto. Așa. Două pungi de Viva Chips. Îmi place acesta de pui. Am zis că este o variantă mai sănătoasă la chipsul Chio Chips. Bine, dar nu vă imaginați că mănânc mereu chestii de-astea nesănătoase. Cred că pungile astea pe care le-am luat acum îmi ajung o lună de zile. Adică tot ciugulesc din ele mult și bine. Așa. Ce-am mai luat? Am luat un salam de vară uscat. Chiar n-am luat de mult și am zis că vreau să încerc. Am luat un Vanish, știți că mă uitam după Vanish, l-am găsit pe acesta în varianta de... cât are ăsta? 100 de mililitri, este numai bun pentru ceea ce am eu nevoie. Nu știu, cât am dat, cred că 5 lei pe el. Vreau să încerc să văd dacă scoate petele, stați să vă și arăt. Despre ce pete vorbesc eu? Am cămașa asta albă, care este nou cumpărată, bine, acum ea este boțită pentru că a fost la spălat. Și am spălat-o și n-au ieșit petele astea. Nu știu dacă vedeți. Sunt pete de ruj. N-au ieșit. Și vreau să încerc cu Vanish. Să o mai spăl o dată și să pun Vanish. Pentru că e păcat de cămașă. Chiar e material bun și ar fi păcat să nu mai pot purta. Așa, am mai luat... 4 pungi. De stixuri de acestea cu susan. Sunt fel de grisine, dar nu-s grisine, stixuri. Și sunt 4 pungi, să știți că sunt foarte bune. Și când pe mine de obicei mă roade stomacul, că am gastrită. Chiar o să desfac una să mănânc. Și când mă roade stomacul, un stix de asta e foarte bun. Așa. Nelipsita cremă de brânză. De data asta am luat de la Hochland. Deci la mine nu lipsește din casă crema de brânză. O pungă de Kinder Bueno. Așa. Două caserole de copănele de astea, nu știu cum să le zic. Ciocănele de pui inferioare. Dar destul de mari, măricele. Și erau la reducere. De la 10 lei la 8 lei. Mi se pare ok. Vreau să fac chiar acum, după ce o să închid camera, o să văd dacă vă mai țin, dacă am suficient material. Vreau să fac o mică friptură, așa, pentru că am restul mâncării, am tocăniță de fasole, am ceva, nu știu, un piure de cartofi și ar fi cazul să fac și o friptură. Desert nu fac pentru că nu am cuptor.
În afară de clătite, nu am altceva ce să fac. Deci nu pot. N-am găsit vafe. Nici n-am căutat foarte bine. Oșanul e mare. Eram și flămândă. Așa. Mai am două produse. Luate din... din DM. Această pudră, care este o pudră ordinară, Miss Sporty, dar am zis să fie, să nu stau doar într-o pudră. Și mi-am mai luat un eyeliner. De la Maybelline. Să știți că eu nu am mai folosit eyeliner de ani buni. Și nu știu ce mi-a venit acum. Îmi place foarte mult pensula. Wow! Zice că rezistă 36 de ore. Și că ar fi cel mai rezistent de la ei. Drăguț. Am dat ceva pe ăsta. Chestia asta așa a fost vreo 45 de lei. Adică... ca să înțelegeți cât de scumpe sunt produsele cosmetice. Cam astea au fost cumpărăturile mele. Cred că am cheltuit undeva la 300 de lei, cam așa. Ceva obișnuit și am luat strict, eu zic că am luat strictul necesar, adică de halat de baie aveam nevoie, papuși de casă aveam nevoie. Cam ăsta este haul-ul meu, mă duc să pun toate la loc pentru că e dezastru. Nu știu când mai apuc eu să le fac pe toate. Vreau să fac curățenie, vreau să fac mâncare. Dar prima dată mă duc să mănânc ceva și să stau puțin. Mă doare spatele, deci mă doare zona asta a umerilor. Nu mai pot. Până la urmă n-am mai folosit lavaliera pe care am dat 200 de lei. Pentru că mi-au spus foarte mulți oameni... care mă urmăresc, mi-au scris și mi-au zis că nu este ok, că se aude înfundat, că se aude cu pauze. Da. Nu știu. Nu știu de ce se aude așa. Colegii de la birou îmi spun că este o lavalieră ordinară, că prețul pe care l-am plătit este mult prea jos pentru a fi calitativă. Probabil. Probabil. Așa că... acum ce vorbesc cu voi și ce filmez, mă bazez pe microfonul camerei. Nu știu cum o să se audă, o să văd la editare. O să aud la editare. Da, sunt foarte nerăbdătoare să port acești papuci de casă. Și chiar o să-i port. Pentru că par foarte comozi. Stați așa că nu pot să rup eticheta. Deci, genial. Zice că sunt de la Inextenso. Mai unde am văzut? Ah, nu vă spun. Deci, am fost în C&A. Nu știu, eu sunt drăgostită de magazinul C&A. Am foarte multe haine de la ei. Mi se par prețuri ok, prețuri decente și calitate foarte bună. Calitativ, îi întrec pe cei de la Terra Nova sau de la Bershka, nu știu dacă întreg, dar mi se par haine calitative la C&A și am văzut o maletă roșie. Deci când am văzut-o, și nu era scumpă, era vreo 30 de lei, dar am zis, hai totuși că nu e de, cum să zic, pot trăi și fără acea maletă roșie, dar m-am îndrăgostit de chestia aia. O să-mi rămână o vreme în cap. Deci o maletă, un material foarte bun și foarte și roșu, așa un roșu aprins. Și vreau să vă zic că de la asta plecasem, de la Inextenso, că ăștia sunt de la Inextenso. Sunt foarte calitative produsele la ei. Am mai multe tricouri de la ei și sunt foarte bune tricourile de la Inextenso. Așa, ia să-i pun în picioare chiar.
nu pot să tai asta. A, și în C&A, deci am văzut acea maletă și am mai văzut un sacou. Eu sunt în căutare de sacouri. Dacă știți, cumva, vreun site de unde pot comanda niște sacouri pe toate culorile aș vrea, aș vrea mai multe culori, aș vrea unul roșu, unul albastru deschis, unul roz, nu știu dacă n-am roz. Deci, câteva culori așa mai aprinse și dacă știți de unde aș putea da comandă, să fie calitative, pentru că îmi trebuie pentru emisiune și să fie un preț decent, adică până într-o 150 de lei, zic eu. La C&A erau sacouri și mi-a rămas în cap unul albastru deschis, un albastru deschis mișto, rău de tot, ca cerul așa, dar costa 228 de lei, ceva de genul. Mi s-a părut cam scump, dar s-ar putea să mi-l iau. Cred că o să mi-l iau, pentru că am nevoie și pentru că era calitativ. Și na, acum mai dau 50 de lei, dar măcar știu o treabă. A, ce pufoșesc papucii! Da, haideți că ne auzim mai încolo. Hearts worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry you. Este destul de târziu. Trebuie să... Eu am făcut un duș. Trebuie să ajungă iubitul meu. Și vedem, poate facem ceva de mâncare împreună. Că v-am rămas datoare cu un vlog cu el. Că v-am zis că o să vină. Și s-a pornit. În 10 minute cred că ajunge. Doamne, că nu stă prosopul ăsta pe cui. O să-l pun aici. Aș avea de făcut ordine, dar... Dacă reușesc... Măcar să fac patul. Haideți că vă pun aici. Și eu mă apuc să fac patul. Nu știu dacă se vede. Da, se vede. Hearts worth falling for. Oh, and with open arms I'll carry yours. Come, rain or shine. Să știți că papucii ăștia pe care nu știu dacă mă văd bine, papucii de casă pe care i-am luat sunt super comozi, foarte comozi sunt. Mă bucur că i-am luat, că am fost așa în dubii dacă să iau sau nu, dar sunt foarte comozi. Stați așa că nu mă vedeți. Hai că am făcut patul. Măcar atât.
să vă pun aici. Nu știu dacă vedeți că în spatele meu e un dezastru. Dezastru. Și vreau rapid, în 10 minute, să facem ordine până vine iubitul meu. Când o să vadă vlogul ăsta, să-și pună mâinile în cap. N-am apucat. Deci toată ziua am fost prin oraș cu umblătură, cu treabă. Am căutat pastilele pe care trebuie să le iau, pentru că eu nu mai am rețetă la pastile. N-am mai mers la doctor de foarte mult timp. Am rămas cu aceeași rețetă, care e expirată, bineînțeles. Și farmaciștii nu mai vor să-mi dea tratamentul. Și am umblat la 3 farmacii și n-am reușit, dar am o cunoștință care o să-mi dea până la urmă. Pentru că nu mai am răbdare să merg să stau pe la medici, cel puțin în perioada următoare, poate după Crăciun o să merg. O să strâng puțin. Am aici laptopul pe care eu editez. O să-l pun mai sub masă. La mine mereu colțul ăla e dezastru. Dar parcă acum... Stai așa. Parcă acum s-au adunat și mai multe. Bine, astea sunt cumpărăturile pe care le-am făcut. Trebuie să le duc pe la locul lor și nu știu cum să filmez, că n-are cine să mă filmeze, să vină cu camera după mine. Ia uite că sună la ușă. Mi-a rămas în cap sacoul albastru. Cred că o să-l cumpăr. Ia să vedem. Așa. Am deschis, nu știu de ce, nu se deschide din prima. Și nu știu de ce. Stați așa să întorc camera. Plouă? Ninge? Cine vine seara la portița mea? Ce e acolo? Uită-te! Băi! Vai! Uite câtă ciocolată! Pentru că iubitul meu știe că sunt pe stop. Mamă! Hai, dar zici că e Moș Nicolae. Și suc. Dar știi că mai am suc de data trecută. Îl completez cu asta. Da. E dezastru. Să-ți facem o prezentare. Ce e prezentare? Îl am pe încărniță, mă duc la o brăticică. Nu, da, Marco. Cine ești? Iubitul meu. Da, și o să facem o friptură ceva. Avem niște coponele aici. Avem niște fripturici mai multe. Da, numai că eu n-am cuptor aici, așa că o să facem... La tigaie, asta e. La tigaie. Trebuie să vedem un condiment universal. Și asta este condiment pentru pui. Ok. Ar trebui să punem cu ceva apă, nu? Sau punem un pic de ulei și băgăm condimentele? Da. Și după aia de ce? Și după aia la tigaie, nu? Cum facem? Călim ce apa de? Sau nu călim ce apa? Da, eu pot să-l spăl asta întâi. Da, tu spăl alea și îl condimentez și eu tai ce apa. Nu, stai să-mi iau un castron de ceva, să le pun aici, dacă vrei că trebuie. Încolo. Unul mai mare.
Exact ce nu-mi place mie, să curăț ceapa. Că plâng. Nici mie nu-mi place ce vreți să curăț ceapa. Așa. Asta încă. În setar. A, aici atunci? Îl găsim? Da, mai în spate. O, da. Care este secretul unei relații de succes? Communication. Comunicarea? Da, și asta. Dacă n-ai pupiță în pământ? Da, și mâncarea? Da. Trebuie să știi nevasta să facă mâncare. Nu neapărat. Pe cum nu neapărat? Trebuie să știe să te ajute să facă mâncare. Da, dar uite, sunt bărbați care nu vor să nu se ating de bucătărie. Pentru că este gândirea asta, că bărbatul nu are ce căuta la cratiță. Deci, dacă e foame, este flământ? Da. Da, nu cred. Ba da. Unii. Cum îți dai flământ? Dacă ai flământ, nu poți să lucrezi. Asta folosești? Nu, nu mai fără. Ok, spun așa. Bă, dar ce iute, asta cred că e de la țară. De obicei, aia, ceapa din magazin nu e așa iute, la ochi. Stați că nu știu dacă ne vedeți voi bine. Nu prea am unde să vă pun. Eventual vă pun aici. Nu știu, e deja bine, da. Nu pot să zis ea să facă. Ai, deja plâng. Bun. O să pun tot aici condimentele, oare? Da. Și pun, o pun și un pic de apă sau nu? Da, da, da. Acum dai și niște sare sau... Da, da. Stai așa. Stau cutia ca să pui... Să nu scap din solniță mai mult. Da, da, și comunicarea asta e o artă, pentru că majoritatea oamenilor nu știu să comunice. Da, așa e. Da, dar eu știu să comunici. Nu e adevărat. Ba, da. Eu comunic bine când sunt la birou. Când am venit acasă, nu mai, nu știu ce se întâmplă. E tot. Când acasă. Nu, cred că nu mai dau interesul să fie acolo, îmi dau la interesul că vreau să, cum să zic, să par că știu să comunic și așa. Acasă, ce sens are să par altcineva? Da. Nu-mi pare așa, nu-mi pare așa, nu-mi pare așa. Ajunge atâta, tot? Da. Să mai pun ceva pe dacă aș fi avut un morcov, mie îmi place friptura cu morcov, dar uite că nu mi-a venit în cap și am fost la cumpărături, dar nu știu, aveam impresia că am morcov de la țară, dar se pare că nu am. Asta este. Fac fără, asta-i treaba. Îmi băgăm ceapă în tine, da, da, da. Și un pic de ardeș. Și asta în cană. O să pun și un pic de zarzavat, că am zarzavat. Ai zarzavat de la țară? Da. Mă dăm asta, ce mai bun. Eu așa fac friptura când nu am cuptor. Pur și simplu, într-o tigaie mai adâncă. Puțin apă. Dacă o fac prăjită, dacă prăjesc cumva, am arsuri la stomac. Nu prea azi. Ok. Așa. Ce mai trebuie? Bine, nu fac nici apă. Asta o să o prăjesc. Ai dat drumul? Da, lasă de switching-ă. Mai trebuie un pic de ulei. Mai ce de ulei? Mhm.
Eventual mai completăm cu sare un pic după aia. Da. Eu nu prea fac mâncare așa cu sare. M-am obișnuit fără. Ai ruj. O să ne dăm seama la sfârșit că ai avut tot timpul ruj pe față. Pareți că au de... Trebuie să amestecăm, că dacă nu se prinde. Mi-a făcut camera să se vadă ce e aici. Ce părere ai de faptul că eu filmez așa și dau multe detalii din casă și... Mai ok, primesc. Din evenimente, din viață, știi că ori mă uit la tine. Când apare ceva nou. La muncă, lumea este pe fundat. Nu uiți cam mai bine. Serios? Te uiți cât lucrezi? Da. Bine, mă uit la imagini seara, dar pe fundat la audio, dar... Că n-am trebuit să mă concentrez la treaba. La audio? Da. Știu că e din afară. În vlogul. Bine. Păi cum să rulezi, știi, și tot sarii din unul în altul, până îmi iau pauză. Ce prieten îmi face vizualizări, trebuie să te plătesc după aia. Da. Bine, l-ai văzut că mergi alea cu pisici, câine, alea sunt cele mai vizionare. Da. Și asta e papa. Și ce am observat, că majoritatea... Mă uit la fetele pe care le urmăresc, ele sunt casnice și au copii, sunt mame. Și oamenii nu vor să vadă o viață în care omul călătorește sau o duce bine. Da, vrea să vadă evenimente clase. Bă, ce-o mai gătită? Da, ce mai face, știi? Pentru că mulți au o viață normală, așa ca și noi. Da. Asta și... cu călătorii, de exemplu, dacă nu au fost oamenii, nu vrea să da, da, da. Dar prind da, astea... Cumva oamenii sunt invidioși, știi? Bă, uite așa, exact. S-au dus acolo chiar, pure astea. Dar așa când pui ceva cu mâncare, ceva, mai, așa... La mine prind alea de curățenie, mă uit că fac. Da, pentru că nu, trebuie să mă grijeam să fac și curat. Bine, eu fac înainte să mă uit. Nu știu, eu am făcut facultatea în Cluj și acolo erau chestii așa, foarte mulți colegi de facultate aveau vlog, aveau ceva, făceau ceva conținut video, pentru că domeniul era de așa natură. Și eu de acolo am preluat. Când am venit aici la Suceava, am rămas șocată că presa suceveană chiar râdeau de mine pe la spate, pe așa, că asta face vlog, face câte vizi, cine se uită la asta? Da, ei nu înțeleg bine, că nu le fac pentru a se uita, adică pentru vizualizări. Că dacă ar trebui să le faci pentru vizualizări, trebuie să pui niște taguri, sunt niște scheme pe care să le faci. Da, niște taguri. Iar eu n-am răbdare să fac chestia asta. Să etichetez niște firme care, sau de ăștia care au multe vizualizări, ca eventual aia să distribuie și să crească canalul sau ceva de genul ăsta. Da. Cel puțin așa să facă ceva. Da, până la urmă s-au obișnuit. De acum știu că eu sunt aia cu vlogul și nu mai, acum nu mai râd. Dar înainte... Bârfesc, da. Dar mă, nu le place, dar se uită, pentru că cunosc da, că... Da, urmăresc, băi, ce-o mai făcut? Ia să vedem ce-o făcut asta, ce-o mai îngrafat pe aici. Da, da, da. Că ei știu, cunosc că se uită pentru că îmi spun tot ce-am zis în vlog. Când am tăiat mai mare, că mi-e așa să simt gustul. Eu sunt un pic de aceea, deci... Ai colat înainte? Da, da, da. Îl lăsăm o leacă să vorbim cu ceapa asta și apoi punem camera. Sarea ai pus, nu? Da, îl lăsăm o leacă. Că ne verificăm dacă e gata făcut, să vedem ce de sare. Eventual mai completăm. Dacă nu, asta să nu trebuie aici. Eventual și piper dacă le iei.
Am senzația că tot nu e din altă dată. Am primit și ce faci. Da. Momentan îl văd. Să nu se prindă. Aici am condimentat, Ciprian a condimentat carnea. Bine, cred că mai trebuia puțin. Eu nu. Are un condimentat cu. Vedem ce mai fac apa, dar nu o punem cu apă. Sau o punem cu apă? Ba da, nu? Da, da, o punem cu apă. Când am spălat înainte, deci apa e curată. Ea o să scadă, știi? Da. Îl punem? Că văd ce apă deja s-o caramelizat aici. Da, poți să-i pun. Opa! Nu știu dacă o să-mi capuțe toate, dar este bine. Cred că-mi capuțe exact, am mai făcut în urmă. Pune pe aici. Unde mai e văzut? Așa. Așa. Și dacă îmi toc asta, trebuie să-mi cap așa. Și cred că mai trebuie puțin apă. Da. Mai pune la chiver. Așa, și acum lăsăm un pic să fiarbă. Când filmez, îmi ia dublu timpul. Când fac ceva și vreau să și filmez pentru vlog, îmi ia mai mult filmatul decât treaba în sine pe care o am de făcut. Da, trebuie să analizez cadrul, să luăm. De multe ori am pățit să fac treabă și să nu fi apăsat pe rec și atunci... Trebuia să le iei, dar bine, dacă le ieși de tine. Colegul meu de la birou zice că bărbatul trebuie să stea la bere. Da, noi râdem de unul dintre colegi, că l-am sunat odată, era dimineață, și noi l-am sunat să vedem, băi, ce faci, te luăm cu mașina, adică vii la birou. Și colegul respectiv are familie, are doi copii, are soție și a spus că face, uite, fac patul și după aia cred că vin. Bă, și noi am început să râdem de el, bă, ăsta face patul și de atunci am început cu glumele pe el. Bine, recunosc inclusiv eu, da, sunt glume nevinovate, că bă, Dan, ai făcut azi patul sau chestii de genul ăsta și... Bă, dar nu râzi patul și... Și... Nu-mi place să mult cuci. Și cum mă trezesc pe oră, despar. Te vede. Patru și... Mă așez cu scaunul. Da, mi se pare normal, mai ales acum că și soția... Dacă soția ar sta acasă, atunci da, să zicem că ea ar face mai mult pentru că soțul lucrează, dar când și soția merge la lucru, cum era în cazul colegului ăsta, normal să o ajute. Ea se duce cu copiii dimineață. El face un pic de ordine, adică e o chestie așa, de echipă. Nu, 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 da. Dar e până spre atât să încerc. Și celălalt coleg zice, nu, bă, că bărbatul trebuie să stea la bere. Și eu zic, da, și dacă femeia vrea și ea la bere, da, să vină la bere, dar după ce face patul. Bineînțeles că i-am articulat două peste față. Băi, nu, 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 nu,
Să fac capucino? E cam seara, știu dacă mai dorm după aia. Mama odată a băut capucino, a zis că nu-i mai trebuie, că ea nu a dormit toată noaptea. Și asta cum îi faci, în patru? Da, 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 în patru. Așa? Și după aia așa? Da. Și am aici? Poți mai deamnă. Nu, aici. Sper mai repede. Acest lucru de câteva ani. Și o să fie bun mai mult. Mi se pare greu să faci să funcționeze un cuplu, să faci să funcționeze doi oameni. Pentru că fiecare vine cu un bagaj din spate. De exemplu, la tine acasă se făcea într-un fel, la mine în alt fel. Și... Da, da. Până la urmă, curat o să faci în aceeași. Până la urmă, scopul final e același, să fii curat. Nu contează cum faci. Important e să faci. Ca să fim bine. Da, dar de aici, de la chestiile mici, se ajung la cercuri, știi? Nu-mi place cum crești copiii, cum îmi schimbi, cum așa. Da, și cum ai vrea să fii mutat? Nu, adică... Asta e compromisul din astea, bă. Mie mi se pare că Ciprian e foarte... E o persoană foarte calmă, foarte... Așa, nu știu... Așezată, înțeleaptă și... Eu sunt mai vulcanică. Da. Crezi că ai să-mi faci față? Da, no, e și greu, tare. E greu să fii prietenul meu? Iubitul meu? Nu. Nu are pretenții mici. De aceea nu e ok. Cu jumate de gură, da? Pot fi indeterminite. Momentan. Bun, astea sunt așa. Spălăm astea și îmi găsesc un pic. Astea sunt multe lucruri. Uite-te tu și eu. E de bine momentan. O să trebuia să facem. De asta nu se poate. Am o problemă cu țipile. Să fie clar. Așa. Mai avem nevoie de țip, nu cred. Vreau să pun aici momentan, vreau să spun astea. Cărcotaș. Da. Asta e, învăță... Nu? Nu e în toamnă scrisă, știe tot. Dar îți trebuie ceva o sită, nu? De ce? Ca să nu... Uite, pune așa cumva. Ok. Te descurci? Să capă tigaie în care se e acum. Așa. Cred că tigaie... Nu vezi? Nu e problemă. Hai că e bine. Lăsă-mi ești acolo, bata. A, nu știu. Trebuie să fie spalați bine. Așa. Așa.
muncă, să-l cinci și n-am nicio. Facem anticorpi. Așa. A trebuit un capac la aia. Da, 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 da. Dacă nu îl punem în ceva aici. Cam mare. Uite-l. Așa. În cap cam greu, alele că-s două mari, da? Aici o să folosim pe la cărniță, unde se vede cum arată. Cred că. Am un pic de apă? Nu știu ce să zic. Vreau să văd o. Vreau să mai pun un pic apă? Mhm. E peste, ca să mai pun chiar acolo. Și mai pun un pic de apă. Să nu cam o să scoate. Știi ce am uitat să-l da, o. Da, este culoarea, nu-i ce trebuie. Da, mă. Mi-am niște bloni. Nu, folosesc mă, am arsuri la stomă. Asta, da. Nu e ce am mai folosesc. Da, cum s-a rămat, ăsta e de culoarea care e ce. Ia asta, adică. Bine, și ăsta e cam sărat, sper să nu iasă prea sărat. Nu, da. Așa, ia lăsă de mijloc. Pui poate fiertă. Așa, ăsta e ok. Așa. O să pun în mers. Așa. Așa. Ăsta trebuie și asta. Poți să înțeleg pasul ăsta? Da. Așa, nu uit, am dat-o în urmă. Așa. După ce îl la fac, mă uit la asta ăsta. Așa aici. Așa. Ups. Nu e asta. Nu e. Așa, asta ne trebuie. Asta la spune aici. Asta va fi poza de thumbnail. Timeline? Thumbnail, da. 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 Prin sculare poți să faci pozita și să vezi cum se mai duce și mai. Îl mai lăsăm. Și aici sunt cartofii fiure. Bine, trebuie să spunezi dacă pot. Și momentan așteptăm. Am revenit, facem piureu de cartofi, adică Ciprian face, că eu practic am stat și m-am uitat tot vlogul. Așa ajutor stat ai, nu? Da. E bine, dacă asta e bine, nu merge cu bine. Pui și lapte? Da, stai. De obicei am folosit un cât pui. Hai să încălzim. Deci, nu știu, noi nu aș pune acolo. Da, nu, acum cum faci tu, nu știu. Eu nu puneam lapte. A, nu? Eu nu. Ajunge cred că da. Nu avem mult. Nu pot.
cu ușa jos. M-am prins. Încă pe celelalte. Gata și mâncarea noastră, aici sunt pulpițele, adică copănelele. Aici mi-am pus. Ciprian nu mănâncă, de ce nu mănânci? Că țin post, un pic. Așa, și aici e piureul de cartofi. Și cappuccino. Da, cam asta a fost. Cam asta a fost masa de seară. Și vlogul de astăzi tot se încheie aici. Semănăm, nu? Uite! Doamne, ce semănăm! Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați de abonare și... Like-uri! Cine dă like primește papa. Alea două persoane care se uită să dea like. Da, eu și... Eu și tu. Da. Pa! Kisses! Pa, 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 pa.